Bun găsit tuturor, din nou împreună la Dar Inghi TV, normal, jurnal de excelență. Continuăm campania de promovare a elevilor deosebiți, ai Reghinului și ai celor din zona noastră. Astăzi, normal, ne aflăm la Liceul Tehnologic Vasile Netea din Deda și stăm de vorbă cu... Mihai Răzvan Ciacăru, elev în Doctor. clasa 12-a, viitor absolvent al Liceului Tehnologic Vasile Nitea, Deda. Bun, perfect. Deci, clasa 12-a. Da. Acum, la ce ești tu bună? La ce, în primul rând, la ce profil și la La, ce crezi tu că ești bună? sunt elev la profilul matematică-informatică. Normal fiind, am ales profilul din... Pentru că îți place, pentru că îmi place da? matematica. Așa. Și o altă plăcere Și o deosebită? altă plăcere este limba franceză, la Bun. care... La care ai participat? Spune-mi puțin, te rog. La limba franceză am participat la un concurs susținut la Liceul Agricol Târgu Mureș. Am fost un grup de 6 elevi la care am obținut premiul întâi. Da, deci acel concurs de limba franceză la care voi ați obținut locul întâi. Și tu ai Exact. fost în echipaj așa, complet, da? În echipaj complet, da. A fost La un proba teoretică? concurs, da, la proba teoretică. Au fost 3 probe, o probă scrisă, o probă orală și una de karaoke. Bun, perfect. Acum nu am stat de vorbă cu cel care a fost la karaoke, dar bănesc că a fost interesant. Da. Bun, și pentru că ești în clasa 12-a, nu știu, cum ți se pare că ești în acest moment? Pentru că au fost simulări, au fost tot felul de chestii, Este dar un să zicem... moment foarte dificil din viața noastră, este Sunteți foarte practic greu. în fața primului În fața examen primului serios, da? examen serios, este un examen care cere foarte multă seriozitate, foarte multă muncă, plus de asta ne cere și școala foarte mult și este foarte greu. Și e normal, e normal, pentru că Este de asta normal. depinde viitorul vostru. Viitorul nostru, normal. Bun. Și dacă ești acum, să spunem, ai. Se teamă de BAC? Sincer să fiu, nu mi-este teamă. Sunt o persoană optimistă și Și normal că vei trece normal că peste. voi trece peste, Așa, voi bun, trece cu perfect. brio peste Așa. acest examen. Cum reușești acum, pentru că se apropie și BAC, cum reușești să le împaci pe toate? Deci, să spunem, nu știu, școala în rest, pe lângă, la BAC trebuie să Păi, te pregătești în pe plus. lângă școală iau fiecare materie în câte o zi Da. și mă pregătesc cât pot, în limita timpului, Da. mă pregătesc Pentru BAC, pentru practic, BAC, da. normal. Bun. Și mai timp liber de ceva? Deci mai... Timp liber foarte puțin. Nu prea mult mai Nu arde acum, să prea zicem, îmi da? arde așa. Da, e clar. Normal că am nevoie și eu de timp liber, ca orice Tânăr. tânăr, normal. Și ce faci în acel timp În liber? Pe acel care îl timp ai? Cât îl liber ai? mă relaxez. Țin să precizez și faptul că fac parte dintr-o echipă de dansuri populare Bun, perfect. a acestei Asta comune. e în mod deosebit. Spune-mi puțin cum se desfășoară. Știu, participați la Participăm la festivalul, la... festivaluri Da. atât în țară cât și în străinătate. Foarte frumos, da. Este o muncă grea și acolo, dar este plăcută. Și ai satisfacții Am deosebite, da? satisfacții foarte deosebite. Avem, în fiecare săptămână ne pregătim și în timpul verii E clar, e clar, avem aveți spectacole. distracție și Da, în da. timpul vacanței. Bun. Acum, pentru că vine bacul și apoi, nu știu, ce-ți dorești tu? Te-ai gândit? E a Păi, 12-a. Trebuie să ai un plan, ceva. planuri ar fi, dar mai întâi bacul să fie Bun, bacul ok. Să și zicem, dar pe haide, urmă. am reușit la bac. Mai departe. Păi, nu știu, aș dori pe partea de teologie să A, bun, foarte studiez. frumos. Acum, foarte multe lucruri observ că faci tu Da. și... Bun, deci să mergi spre teologie. E un lucru, cum să zic, înălțător, așa, este super. Deci, toată cinstea pentru cineva care merge pe acest drum. Și, nu știu, puțin m-am blocat pentru că nu mă așteptam la teologie, spunându-mi dansuri, tot, absolut, dar Da. este în regulă. Mihai, eu îți doresc să ți se împlinească, să reușești la BAC, apoi drumul tău să meargă pe calea pe care ți-ai ales-o, da? Și bineînțeles să ai grijă, dacă reușești să mergi la teologie, apoi să ai grijă de aproapele tău.
da, să spunem așa. Bun. Da, mult succes. Doamne ajută și mult succes în continuare. Așadar, elevi deosebiți, ați observat ambiții și căi pe care noi, la prima vedere, nu credem că, eu știu, ei ar fi în stare să le aleagă. Dar este foarte bine. Până la o nouă întâlnire, aici la Jurnal de Excelență, numai bine.